Stoica Cristinel, sunt din județul Iași, comuna Tansa, zbor porumbei din 2018 și zbor la maraton. Porumbei cu care concurenți sunt din porumbei mei vechi, am mai cumpărat de la Alexandru de acolo, de la Sebi Poduri de la Iași. Am 45 porumbei cu care concurez. Perechează pe 15 martie, le scoate câte un pui și zbor pe ouă la maraton. Pozițiile pe care am văzut că se motivează sunt pe ouă și pe pui mici. La matcă țin o perechi de porumbe din care îi produc 30-40 de pui. Pui îi antrenez până la 150 de kilometri particular. Nu-i zbor cu mașina particular și nu-i selectează uriu, nu-i selectează eu pe toamnă. Ca tratament pentru paramixoviroză fac două vaccinuri și la puși la maturi și pentru tricomoloză dacă e cazul. În rest îi lăs așa, imunitate de la sine. La început merg cu mâncare ușoară, în timpul săptămânii mâncare de bază și la îmbarcare energic. La sosire, ca produs, folosesc bioflor și belgasul. Iar spre sfârșitul săptămânii le dau drojdie de bere și ulei de usturoi. La începutul săptămânii antrenez în jurul casei, scot dimineața la ora 5 și seara după ora 8. Iar în cursul săptămânii fac 4-5 antrenamente de la 50-70 de kilometri. Care este locul 2, din 22.000 de porumbei de la Vilnius și este fică din mama campionului de la Bodor Sebi, de la Iași. Femela am prins-o la maraton pe pui mic. Vă prezint femela cu locul 3 la Vilnius, tot dintr-o femelă de la Bodor Sebi, de la Iași. Și tatăl este de la Alexandru de acolo. Ca poziție de cui, femela a avut tot pui mic la maraton.